Preasfințite Ioan Robu, aniversați astăzi 30 de ani de episcopat. Ce înseamnă acest eveniment pentru dumneavoastră și pentru țara noastră, privind retrospectiv? Dacă mă uit în urmă, primul lucru pe care l-am de spus, că anii aceștia au trecut foarte repede, parcă ar fi fost ieri ziua în care delegația de la Roma venită în România m-a anunțat că Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, are intenția să mă consacre episcop pentru Arhidieceza de București. Așa, anii au trecut foarte repede și zi după zi, an după an, iată, stau în fața acestui aniversar de 30 de ani, pe care eu îl definez ca o viață deja întreagă, dar sper ca Domnul să mai dea alți ani ca să adaug la aceștia alte activități, alte zile, alte experiențe. Cum ați resimțit importanța evenimentului? Atunci România era încă o țară cu un regim ateu. Da, într-adevăr m-a surprins vestea pe care mi-au adus-o cei doi delegați ai Sfântului Părinte, fiindcă în primăvara lui 84 mi-au spus că iată, există acest plan, ce spun, dacă sunt de acord sau nu. Am întrebat dacă pot să spun nu și au spus că nu. Atunci am spus că sunt de acord. Și așa, în 25 octombrie, cred, s-a publicat la Vatican acest lucru că voi fi consacrat episcop. Și pe 8 decembrie 84 am fost la Roma pentru această consacrare. S-a stabilit să merg la Roma pentru că așa au hotărât mai mult autoritățile din România să nu fie pe teritoriul românesc această consacrare, să nu aducă lume prea multă din afară și așa, să spunem, mai pe ascuns parcă, s-a hotărât să fie la Roma. Așa a avut loc consacrarea în Capela Paulină, în Palatul Apostolic, la care au asistat câțiva preoți din România, a fost și tatăl meu prezent și alte cunoștințe pe care le aveam de la Roma, unde studiasem. Așa, ca să revin la întrebare, într-adevăr m-a surprins atunci și cu atât mai mult că nici nu mă gândeam, date condițiile din timpul comunismului, că s-ar putea întâmpla așa ceva. Oricum, s-a întâmplat și așa, în timpurile acelea, biserica, intrând de câțiva ani buni în dialog cu autoritățile din România, a voit să pună la București, totuși, să fie un episcop catolic. A fost greu, a fost ușor după aceea? Nu a fost simplu, pentru că chiar din primul pas pe care l-am avut cu autoritățile, atunci era Departamentul Cultelor, îmi amintesc președintele, când am intrat acolo însoțit de episcopul de Iași, întreba cine este acest Robu, ce caută de la București, de la Iași, pentru că eram profesor la Iași. Oricum, treptat m-am obișnuit și eu cu ei și ei cu mine. Erau ani, să spunem, mai dificili în sensul că nu se putea lua contact ușor cu Roma și era esențial acest lucru. Simțeam din plin izolarea la care era supusă țara și biserica ca atare. Da, au fost și greutăți, au fost și bucurii. Până la urmă ne-am obișnuit, așa cum s-a obișnuit toată lumea. Și noi aveam impresia că regimul acesta va dura veșnic, dar știm că după aceea 89 ne-a dovedit contrarul. Că tot se apropie o aniversare de atunci. Ați avut în cariera dumneavoastră de păstor al Turmei Romano-Catolice de București și nu doar. Ați avut desigur și momente de împlinire și momente mai puțin fericite. Ne puteți dezvălui câteva dintre ele? Întrebarea asta am mai avut-o de multe ori, de la unii și de la alții, și știți, vă spun, drept am ocolit-o cumva. Și am spus că
niciodată nu am făcut o ierarhie a celor bune și a celor rele în viața mea. Să văd un pisc, un vârf al răului și unul al bucuriei. Și atunci spuneam, ca și acum, cred că ceea ce am dus mai greu în viața mea au fost limitele mele, greșelile mele, păcatele mele, cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, cum spunem la liturghie, la fiecare sfântă liturghie, și bucuria mare pe care am avut-o în continuu a fost aceea că am avut întotdeauna conștiința că Dumnezeu mă ocrotește și uneori mă răsfață. Aveți ca motto al activității dumneavoastră, am înțeles, cuvintele Mântuitorului: adevărul vă va face liberi. Au răspuns oamenii chemării dumneavoastră, îndemnului dumneavoastră? Eu am ales aceste cuvinte cu gândul clar pe care mi-l formulasem încă înainte și din meditarea acestor cuvinte din Sfântul Ioan, dar și din observarea lucrurilor cum merg, pentru că fără adevăr nu merge în lumină și adevărul, într-adevăr, îți dă libertatea și în cuvânt și în faptă. Și cred că acum, de data aceasta, dacă am face într-adevăr o ierarhizare a tuturor lucrurilor pe care le cunoaștem în viață, cred că adevărul stă la vârf ca o lumină care se reflectă în toate. Monseñor Ione, a spus și cadrul didactic. Veneau tinerii spre biserică în anii aceia, în 77-84. Astăzi, care este situația învățământului romano-catolic românesc? Deci, când am fost la Iași, eu am fost profesor, să spunem, privilegiat într-un cadru destul de închis, separat de restul lumii. Cadrul acesta era seminarul diecezan de Iași, unde erau pregătiți viitorii preoți atât pentru dieceza de Iași, cât și pentru cea de București. Cei care erau acolo erau tineri crescuți în familiile noastre catolice și îndreptați spre ideea apostolatului în mijlocul creștinilor din satele noastre sau din comunitățile noastre catolice. Așa încât pot spune că, da, într-adevăr exista un zel adevărat în mijlocul tinerilor de a fi aproape de oamenii pe care îi cunoșteau sau aveau să îi cunoască, de a fi aproape prin slujirea lor preoțească, tipic preoțească. Astăzi? Astăzi, dacă mă gândesc și la alți tineri din vremea respectivă și având în vedere comunitățile noastre relativ mici din sate sau din orașe, trebuie să observ încă o dată că aceste comunități, prin numărul mic, erau foarte dinamice și pline de viață, de viață de credință, de viață catolică. Și cred că erau și rămân în continuare puncte de referință pentru toți cei care se gândesc să meargă pe calea Sfintei Preoții. Dacă am în vedere tinerii care nu se gândesc să meargă spre preoție, dar se pregătesc pentru orice altă profesiune în lume și sunt catolici, da, cred că ei stau destul de aproape de biserică, sigur, cu mici excepții, ei urmează, spunem, calea credinței primite și practică această credință. Influențele noi ale secularismului sunt simțite de toate comunitățile noastre, ca toată lumea, din țară și din Europa, dar există în toate comunitățile, pot spune, un nucleu bun, puternic, care duce mai departe drumul acesta, calea credinței. Și din nucleul acesta fac parte nu numai cei în vârstă, dar și cei tineri. Și e o mângâiere pentru mine, ca și pentru preoți, ca să observăm că, totuși, în ciuda tuturor încercărilor, atentațiilor,
Există aceste nuclee în toate comunitățile noastre care ne dau speranța că vom merge în continuare pe drumul cel bun. Mi-ați anticipat, iată, o întrebare. În această lume secularizată, precum aceea pe care o trăim, ce loc ocupă credința în viața societății? Chiar dacă aparent ar fi lăsată la o parte credința și practica religioasă, cred că trebuie să ne obișnuim cu acest mod nou de a fi și să nu punem în față întotdeauna nemulțumirea noastră că s-au schimbat lucrurile și modul de a trăi și să observăm și alte lucruri. Eu cred că credința este la fel de prețuită în familiile noastre, chiar dacă practica s-a modificat, a scăzut. Ea este acolo, și la părinți, și la copii, a suferit unele modificări, adevărat, dar ea este acolo. Și cred că lucrul acesta e valabil nu numai pentru noi, pentru cei din comunitățile noastre, din țara noastră, dar pretutindeni. Poate exista sau nu o explicație a scăderii practicii religioase, dar partea cealaltă cred că este sigură, există o prețuire a credinței, o practică puțin dusă în sectorul particular, individual, și mai puțin colectiv prin participare la slujbele din biserică, dar există acolo. Acesta nu cred că e un ideal ca să vezi biserica goală de lume, dar și să te gândești că lasă că ei celebrează acasă. Dimensiunea aceasta de trăire colectivă a credinței este necesară, nu numai pentru o mărturisire în comun a credinței primite, dar și pentru educarea viitoarelor generații să vadă că în credință, ca și în celelalte sectoare ale vieții, se crește mai bine împreună, nu individual. Har Domnului, ați cunoscut în viața noastră mai mulți suverani pontifi. Care v-a rămas, să spunem astfel, mai aproape de inimă? Mai aproape de inimă și mai legat de mine rămâne Ioan Paul al II-lea, care m-a și ales ca să fiu episcop, pe care l-am întâlnit de foarte multe ori la Roma, odată și aici, când a fost în 99 la vizită în România. Și el, da, rămâne pentru mine cel mai apropiat. Fără să spun că ceilalți nu sunt apropiați, dar l-am cunoscut și pe Papa Paul al VI-lea când eram la studii. Era alt papă, alt gen, și ceilalți, Benedict al XVI-lea și actualul Papa Francisc, i-am întâlnit pe toți, dar spunem, întâlnirea cu Ioan Paul al II-lea a fost diferită. Și prin frecvența cu care ne-am întâlnit, dar și prin modul lui special de a te face să-l simți foarte aproape, ascultându-te și, da, simțindu-l ca un părinte sau ca un frate foarte apropiat. Și senzația aceasta am avut-o doar cu el, deși cu ceilalți, spun, am fost la fel de apropiat, dar cumva în altă poziție, și cu Benedict al XVI-lea și cu actualul papă pe care l-am întâlnit de câteva ori. Papa rămâne papa pentru un preot catolic și pentru un episcop și pentru credincioșii catolici. Sigur că fiecare are modul său de a fi și slavă Domnului că suntem diferiți, pentru că fiecare aduce ceea ce este propriul lui, ceea ce îl caracterizează mai mult. Și pe actualul papă îl apreciez și îl iubesc foarte mult pentru modul său carismatic de a se prezenta, de a vorbi, de a predica lumii totdeauna despre credință. Și îl văd ca pe un om purtat, într-adevăr, de credință și de un ideal ca să-l facă cunoscut pe Dumnezeu tuturor.
Da, pentru că veni vorba de actualul Papa Francisc, recent, la sfârșitul lunii trecute, a lansat un apel ferm pentru unitatea bisericii catolice, bisericilor catolice, catolică și ortodoxă. Cum apreciați inițiativa Sfântului Părinte? Și v-aș întreba, care e stadiul discuțiilor dintre cele două biserici surori din România? Da, acum trebuie să spun un lucru. Și ceilalți papi au făcut asemenea apeluri că stă în idealul bisericii și o simte ca pe o datorie Biserica Catolică să continue calea ecumenismului care caută unitatea. De aceea, pe această linie se înscrie și apelul actualului suveran pontif de a merge cu pași mai fermi și mai siguri spre unitatea vizibilă a bisericii. Spun unitatea vizibilă pentru că în multe lucruri suntem împreună. De exemplu, noi, catolicii cu ortodoxii, avem sacramentele pe care le recunoaștem, sunt valabile și în Biserica Catolică și în cea ortodoxă. Este o unitate acolo între noi. Nu este vizibilă, noi nu concelebrăm Sfânta Liturghie împreună încă, dar ne rugăm în sensul acesta și cerem lui Dumnezeu harul unității. Sigur că nu este simplu acest drum, contactele uneori sunt mai ușoare, discuțiile mai senine, alteori sunt ca vremea schimbătoare. Așa, nu numai schimbătoare, dar poate contactele pot fi mai reci sau mai rare, cum se întâmplă și acum. Sunt dificultăți pe care le au unele biserici ortodoxe în dialogul cu Roma, adică cu Biserica Catolică. Nu e prima dată că sunt asemenea dificultăți scoase la suprafață, dar eu cred că eforturile vor continua și din partea catolicilor și din partea ortodoxilor ca să ne apropiem spre idealul acesta, ca să fim împreună. E vorba despre forța mărturiei comune. Acum fiecare, să spunem, strigăm din strane diferite, dar un strigăt comun, o mărturie comună a credinței, a tuturor bisericilor, ar fi altceva în mijlocul lumii acesteia secularizate. Sigur că dialogul pe care îl avem noi cu Biserica Ortodoxă sau cu bisericile ortodoxe e un dialog oficial, pe de altă parte, apoi este dialogul acesta simplu pe care îl duc credincioșii, nu noi, clerul, ci credincioșii care știu să se respecte în toate, să se ajute, să privească nu la diferențe, ci la ceea ce avem împreună. Și cred că acest dialog există în țara noastră, slavă Domnului, și sperăm ca și celălalt dialog care privește ierarhia sau clerul să aibă mai multă seninătate întrânsul. Revenind, iată, încet, încet, la realitate, ne puteți spune care este stadiul demolării, pentru că asta s-a decis la Catedrala lui Plața? Și aici trebuie să spun că mă întorc tot la rugăciune și mă rog lui Dumnezeu ca primarul să aibă odată curaj să înceapă să demoleze turnul acesta de lângă Catedrala, fiindcă există o decizie care spune foarte clar, clădirea nu este legală, adică ilegală, și trebuie demolată. Și să se revină la situația care era înainte de parc public lângă catedrală. Dar primarul se ascunde după două fraze simple. El spune că nu are bani. Și mai spune apoi că ar fi prea periculos pentru catedrală să dărâme. Ori noi avem un studiu făcut de o societate germană care spune că nu e niciun pericol dacă se iau măsurile care
trebuie să se ia și costurile nu sunt așa de mari, cum spune domnul primar, ci sunt mult mai mici. Sper ca odată să se ajungă la o respectare a legii în țară și să fie respectate hotărârile judecătorești, căci altfel nu va fi nimic clar, nimic bine orânduit în țară. Și e un necaz pentru noi, mă întrebați mai înainte și eu am fugit de răspuns precis, care ar fi fost lucrurile neplăcute. Ei bine, unul dintre acestea e cazul cu clădirea de lângă, care, mai ales în caz de cutremur, devine o amenințare serioasă pentru catedrală și nu numai pentru catedrală, și pentru celelalte clădiri din jur. Sperăm, deci, ca primarul să aibă odată curajul acesta să respecte legea. Dacă ar fi să adresați un cuvânt în preajma sărbătorilor unui ateu, ce i-a spune, monseniore, dar unui credincios? Vreau să vă spun un lucru foarte clar. Înainte de 89 aveam, nu știu dacă greșeam sau nu, dar pe unii îi consideram într-adevăr atei. Nu știu, nu convinși numai decât, dar profesau. Spuneau lucrul acesta, că nu cred în Dumnezeu. Dar de sărbători îmi spuneau sărbători fericite. Eu cred că era o formulă pe care o foloseau poate fără o cunoaștere deplină a ceea ce exprimă, sau poate știau, poate se ascundeau și ei sub cuvintele de propagandă. Dar astăzi am convingerea că atunci erau foarte puțini atei la noi, nu știu dacă existau toți, se ascundeau sub dorința aceasta de a sta bine, de a se lăsa ajutați de propaganda comunistă și atât, dar erau oameni care cred că acasă se rugau. Și da, astăzi cred la fel, că nu există decât oameni care vântură, să spunem, ca și cum ar fi o realizare deosebită a ateismului lor, îl vântură, dar nu cred într-o sinceritate totală a lor. Pentru că această necesitate de a avea un dialog cu Dumnezeu este pusă în noi toți. Și e sădită în ființa umană această căutare, această aplecare spre absolut, spre absolutul cu majusculă, spre Dumnezeu. Și cred că sunt mulți cei care cred, revin la ce spuneam, chiar dacă nu practică în viața lor ceea ce spunem noi, a fi creștin practicant înseamnă să mergi la biserică, să te vadă lumea ca atare, poate și să o spui uneori că tu ești credincios, dar ateii sunt foarte puțini. Majoritatea, slavă Domnului, au o legătură cu Dumnezeu simplă, neformată prin școală teologică sau prin lecturi deosebite. Dar e acolo, în fiecare om, o sămânță care crește spre Dumnezeu. V-aș întreba, monseniore, este o întrebare pe care vă aștepta să vă adresez și pe care nu v-am pus-o? Poate ar fi multe. Nu cred că avem timp în seara asta pentru... Dar mă gândeam, de exemplu, la situația în care se află omul departe de București, în satul care n-are nici lumină. E o întrebare. De ce omul acela este mai credincios decât cel din capitală? De ce este mai practicant? Știți de ce vă pun întrebarea asta? Că nu știu să vă răspund nici eu. Dar e așa. E așa. Așa stau lucrurile. Deși
este lume multă credincioasă, nu știu, în capitală, în orașe, unde cât de cât au un confort, dar cel care stă dincolo în suferința lui și în lipsurile lui, pare mai liber în legătura cu Dumnezeu. Cred că, iată, tot cuvântul libertate e cel care deschide drumul spre Dumnezeu. O libertate bineînțeleasă, e o libertate în care știi să alegi ce e adevărată valoare și să nu te iei după valorile false care se lasă spoite, dar nu au nimic de desubt. Și așa, iată, această întrebare v-aș fi pus-o.